măcar am încercat să agăț ceva. Dar ce zic că am încercat? Chiar am agățat ceva, spre deosebire de voi. Eu nu agăț că nu pot, din cauza lui Beti, tântălăule. Da, și eu la fel. Dar dacă de când o văd zilnic, aproape am orbit. Ce vrei să agăț pe pipăite, să mă trezesc cu vreo lașpetă în pat ca ăsta? Eu nu mai sunt cu ea în pat. Tu nu mai ești cu niciuna în pat. Auzi? Balon fără nacelă. Ce? Nu cu tine vorbeam. Tu ești zepelin, că ești la scară mai mare. M-a făcut mare. Adică? Când o avea tu câte femei am avut eu... Ups! Ai realizat că e exact invers. Câte femei am agățat eu, nu parașute ca alea din filmele tale măscărite. Auzi, bă, dar ce la zepelin? Ceva care zboară. A, deci nu m-ai făcut gras, că grașii nu poate să desprindă de la sol. Taci! Că ești obosit! Eu sunt, că sunt obosit. Lasă-l, măr, la necă e crizat, că nu mai e prins charming. Pușca și cureaua lată nu mai sunt ce-au fost odată. Dar parcă nu era așa versurile, mă. Taci! Că ești obosit. Că sunt, da. Uite cum facem, gogoșarule. Cum? Nu cu tine vorbeam. Tu ești butoiul cu gogoșar, că ești la scară mai mare. Care agață cea mai mișto gagică îl face sclavului pe celălalt o lună de zile, mă? Bă, voiați nebunii, pe ce vreți să transformați serialul în telenovelă? Că doar acolo e cu sclavi. Da, îl transformăm. A, păi atunci mă bag și eu, pe ce, eu să rămân fără rol, dar ce ești mai prost? Bună, băieți! A, ochi! Da, cu ce ocazie? Cu ce ocazie? Eram în drum spre servici și am avut nevoie la toaletă. Am întors-o ca la Ploiești. Și dacă stăteam acolo, tot la mine venea la toaletă. Bă, dar de unde ne căutăm, iubite, bă, păzea? Voi? De la abator. A, și tu la morgă, ca să stăm bine cu feblețea. Te-am auzit, mârlane! Deci așa, pupăzel, încă mai sunt feblețea. Știam eu. Hai că restul premiului ți-l dau diseară, da? Ai plecat? Da, dar nu te-a sfătuit să intri. Că fără dinți nu mai agăți nimic. Dar de ce fără dinți? Pentru că din cauza ta l-a pupat Beti pe pupăză. Pe dinți? Trebuie să recuperăm drogurile cu orice preț. Asta spun și eu, trebuie. Că dacă nu, o să ne vindem organele ca să le plătim. Nu ale dobitocilor. Alea o să vi le mace pe gât, traficanții, dacă nu găsesc organe sănătoase de vânzare prin voi. Le recuperăm? Cum le recuperăm? Că acum drogurile sunt deja în magazie, la poliție. Cu capul, mătlane, cu capul. Yes! Eu sparg ușa cu capul, pac, și după... Dar dacă au și pază înăuntru? Cu au... capul, adică inteligent, mătlane, dar nu e cazul tău. Adică cum? Șef, am o idee. Ce-ar fi să o trimitem pe Lavinia la secție să-i vrăjească pe gabori? Păi ce, mă? Asta e și vrăjitoare? Mă, Dane! Tu mai bine verifică-ți dotarea. Nu dotarea, Bătlane! Adică arma! Păi și crezi că dacă gaborii se îndrăgostesc de Lavinia, o să-i facă drogurile cadou? Păi nu, șeful, ea se duce acolo și face o copie a cheii de la depozitul de capturi. L-am verificat, ce aveți? E bun, merge. Mârlane, vezi că eu mă duc până la bancă. Dacă vine Puti, dai asta din partea mea. Da? Și cine? Nu-i treaba ta și să nu cumva să-l deschizi. Îi spui că am făcut-o special pentru el, da? Da. Bai. Cu cine? Ce? Alane, a zis șofică că te-a lăsat ceva pentru mine. Asta, na.
cioroiul ăla din Africa. L-ai cumpărat, pă... Aaa, mersi, bă, să trăiești, să-mi intru un ceas bun. Ce a fost asta? Scuze, boss, dar emoția, știți, că m-a... De ce, idiotule, nu mai zici că e o prăjituri înăuntru? N-am știu, boss, că nu mi-aș zis aia. Normal, că altfel o mâncai! Mi-a zis doar să zic că e făcută de ea. Mama! A... Să-i zici că l-am mâncată pe toată, da? Și... Aolo, ce porcăria! Uite, băi, să-mi șpel banii și vezi că i-am numărat. Dacă nu sunt tot, te fac soprana. Și dacă tot ești acolo, să-mi curați și geaca. Că mi l-ai făcut avarza. Mergeți, boss, n-aveți grijă că le... Vai de cap. Le rezolv eu pe toate. I-ai dat pachetelul? Care pachetel? Ah, da. Ce credeai, că uit? Da. Am sperat că o să-mi folosească și mie odată prostia ta. Era mâncat-o, nu eu. A zis că e o porcărie. Știu, mi-a zis tanti că a gustat-o. Și ce, mie mi s-a părut bună. Adică când am văzut-o la el în mână, acolo am văzut, mi s-a părut ok. Da, așa că a mea e cea mai frumoasă, uite! Ba, a mea e, uite! E pe naiba, că a ta e neclară! Ba, nu e! Păi dacă e chitră, s-a zgârcit la tonă, nu vezi cum e, a ieșit față întinsă, că a tras de paie, să nu consume mult! Uite, mă, că a mea e! Uite-te aici! Bă, da, stați mereu, că vă găsește, dragi, și vă joc în picioare, dacă fac alergie! Păi ce vrea, să vă pupe panoramele pe spital, pe unde o să ajungeți? Ia vezi, că găcica mea nu e panoramă! Au! Da, panorame, gogoșarule, că am verificat eu! Mai înflând guriți astea pe în fața ochilor! Că mă găsește dracii! Ce-ai dracu să fiți de gogoșar? Uite, femeie frumoasă, ce-i avut, tăfălogule! Dar înlodată de pe net și în realitate cine știe ce betistă e? Ce? Adică urâtă ca Betty al lui ăsta. Că a devenit etalonul de urățenie mai nou. Așa cum a devenit el etalonul de zgârcenie. Mata-i zgârcită. Să-i transmit? Nu. A mea măcar îmi arată că mă prețuiește și a făcut poză profesionistă, bă. Păi normal, dacă e profesionistă, cum zice Chiorete. Ofticați-vă că aveai cea mai mișto, da, uite, o să pun să stea aici, să vă stea ui toată ziua, viitor sclav ce sunteți. Mai vedem noi cine și cui o să devină sclav. Uite, o pun și eu pe a mea aici. Iar tu, dacă ai atâta tupeu, arată-ne-o. Dacă insistați... Gagica, obsedatule, pe aia trebuie să vedem în carne și oase. Că cine nu-ți aduce gagica la întâlnire, pierde pariu. Pierde pariu. Ce te faci, pupăză? Bănuiesc că o să o aduci pe Betty, că pe aia n-ai curaj. Dar nebiezat asta vreau și o să le fac. Curat ghinion. Asta e o tata care m-a sunat. La tata. Bună, Betty!
Te-am sunat să spun că pupăza și-a găsit o găgică. Nu, nu-i minciună. Chiar și-a pus poza ei în dormitor. Ne. Să-i duc să-i pun să-mi ia vântul. Da. Sau Voiculescu. Da. Ăștia așa s-a îmbogățit. Ce prost era să fiu. De unde e amărlane? Mi-a dat scaltoane. Pe-n ce? Ca să-i spăl. Dar tu ești idiot? Da, dar de ce trebuie? Adică tu recunoști că șperi bani pentru ăla? Păi de ce să nu recunoști, mă? Dacă așa mi-a ordonat șeful meu, așa trebuie să execut. Păi ce, plus că și merită. Îmi dă și mie parte. Idiotul ăsta mă bagă la complicitate. Mă, de unde știi tu că era bani negri? Păi am văzut cu ochii mei cum s-a făcut. Mărlane, crezi că ai dat de dracu, bă? De ce? E exclus, că i-am făcut luna. Ce altă iubită ți-ai făcut, nemernicule? Nu mi-am făcut nicio iubită femeie! Cine ți-ai stâmpenit asta? Nemernicul de Mărlanu, nu? Nu! Care dintre astea e? Zi, care? Niciuna, dragă! Nu vezi că le-am mâzgălit? Păi dar ce, dacă erau iubitele mele, le mai făceam eu așa ceva? Ce lua de pe nopieră? Nimic! Arată și cealaltă mână. Pupăza, arată-mi ambele mâini! Na! Acum fă un pas la dreapta. Auzi, de-te, tu ai nebunit? Faci militarie cu mine? De ce? Vrei să fac altceva? Nu, militaria e ok, pentru că eu am fost militar de carieră și ador treaba asta. Să facem militarie. La dreapta. Da, poftim. Fii atent, pupăză, că sunt cu ochii pe tine. Tot timpul, clar? Ce tâmpiți sunt ăștia! Nici măcar să mă saboteze nu sunt în stare! Păi dacă ți-a zis el cu gura lui, înseamnă că e autodenunț. Știu, bre, dar n-am nicio probă ca să-l... Păi, voi ce părere aveți, mă? Nu poate să-l aresteze șeful. Dar ai văzut tu banii? Da, mă, numai că nu scria pe ei că-s negri. N-are nimic, mă, pot să-l... Nu poate nimic. A zis că poate nu să... Nu poate nimic, Mateescule, am fost șef de secție atâția ani. Nu șeful. Popăneț chiar are experiență. Dacă el zice că nu poți, așa e. Mulțumesc, șef. Hai mă, lasă-l naibii de umflat. Că nici nu cred că spală vreun bani. Că parcă era alergic la săpun, nu? Exact. Ce legături fine faceți, șeful. Sunteți un Sherlock Holmes modern. Mersi, Lingăule. Hai să-mi dai o ciocolată caldă. Că te-am elucidat și de data asta. Tot cu o vată pe băț? Și cu vată? Da. Două degetele de caimac, da? Am înțeles. Deci așa, prietene, mă faci de rahat de față cu șeful, a? Adică eu nu mă pricep. E, dacă vrei să știi, chiar putea să-l aresteze. Știu că putea să-l aresteze, dar special am zis că nu poate, ca să facem și noi un bănuț. De ce să-l aresteze el când putem să nu-l arestăm noi în schimbul unui mic comision din banii pe care îi spală Mărlanu? Ce dracu, mă? Numai ea de la vamă să trăiască? Ce, nu suntem mai proști? Ești genial, dă-te în ce? Afrodita. Se vede că ați fost șef. Da, de asta trebuie să fiu și eu șef. Ca să învăț chestii de-astea, finețuri. Tu, mușcă-ți limba. Fii atent, tu rămâi aici, mă duc să mai fac rost de niște informații. Mic procent, mic pe dracu. Trebuie să fie mare, ca să pot să o conving pe... O să depun și o reclamație. Păi, depuneți-mi eu. Adică, depuneți-o. Luați loc. Când am venit aici,
Am trecut pe lângă un agent. Eu i-am zâmbit, iar el nici nu m-a băgat în seamă. E, o fi fost chior sau o fi fost chiorete. Păi nu-i tot aia? Ba da, aveți dreptate. Dar cum arăta? Mic, chel. Poponeț. Ei, nu că nu m-am uitat la poponețul lui, da. În orice caz, nu era așa de bombat și de sexy ca al dumneavoastră. Lavinia Stroie. Agent Matescu. Dracu, dă n-a remarcat-o a femeiatul ăla. El a trimis-o ca să mă scoată din cursa pentru Afrodita. Hiena. Dar n-am reținut bine. Cu ce problemă pe la noi? M-am despărțit de curând de un tip foarte violent și nu mă simt în siguranță, mai ales noaptea. Mă simt așa, descoperită. Păi, înveliți-vă. Păi nu pot, cam călturi, de-aia și dorm dezbrăcată. Domnișoară, să știți că eu am... Am o misiune foarte importantă de rezolvat, așa că o să vină un coleg să preia cazul dumneavoastră. Gând la gând cu bucurie. Poponețule, vezi ce vrea doamna. N-am timp și nici tu n-ai timp, că trebuie să plecăm acum la Mondlan. Hai, hai, că avem treabă. Hai. Ăștia sunt chiori sau sunt gay? În ce problem? Ha! Parașută! Unde ești? Îmi pare rău, domniță, dar eu nu pot să vă rezolv nici într-un fel, că mie nu-mi plac... Femeile, am văzut niciunuia. Dar vi-l trimit pe șeful, că el nu e... Slavă Domnului! În sfârșit, unul heterosexual. Te-am prins, infractor deosebit de evazionist. Și vorbești, mă, ce-ai prins? Ce dragi am făcut? Cazi din rame și din casă. Mărlane, lasă teatru ieftin, că știm că speli bani pentru scalțone. Da, și pentru un procent mic, suntem dispuși să închidem ochii și să păstrăm această informație doar pentru noi. Și ceva, e ceva rușinos să speli bani? Cum rușinos? Este ilegal! Este penal, Mărlane! Apă, dracu, dar de ce? Să ștege seria de la spălat sau să duce culoarea? Care-i treaba? N-are nimic, că i-am spălat la 40 de grade și cu detergent și fără, ia uite. Adică tu i-ai spălat fizic? Fizic? Adică, da, normal că fizic, că mi-a fost frică să-i spăl chimic, să nu se curețe culoarea. Fizic? I-ai spălat fizic cu apă și săpun? Păi nu v-ați zis mai din ea, ori v-ați surzit. Bă, ăsta își bate joc de noi? De ce dracu să-i spele cu apă și săpun? Pentru ca să șteargă eventualele urme de vopsea fluorescentă cu care scrie mită. Corect, la asta nu m-am gândit. Bă, ce înseamnă experiența de șef? De-aia zic eu că e bine să fiu și eu șef, ca să mă obișnuiesc și eu cu chestiile astea. Tu, bate-te peste gură. Putem să vedem și noi bani? Da, normal, poftim, n-aveți ce să-mi imputați. E spălat cu apă de la robinet, săpunul e plătit, am bon dacă vă trebuie, că mi-a cerut Hitra să-i aduc bon, că așa, seriile nu e deteriorate, culoarea nu-i dusă, n-aveți de ce să vă luați. Da, de data asta, n-avem. Dar mai vedem noi. Hai. Păi și ce facem? Plecăm așa fără să luăm nimic? Dacă nu recunoaște fapta, n-avem cum să-i cerem. N-avem de ce. Trebuie să-l prindem înainte să spele bani. Bă, dați-i drumul la secție și terminați cu bombănitul aceea că mă încurcați la șters. Zit la secție! Talentos ca toți șefii. Se lasă așteptat. Ei, lasă că după ce îl ușureze de droguri, lasă mai fie șef. Oh, trăiască Barosanu! Lavinia Stroie! Manechin! Se vede! Și încă n-ați văzut tot? Cu ce pot să vă... Să mă ce? Că poate vreau! Ai preluat un poponeț? Perfect! Deci tu ești poponeț? Dar ce dracu, asta e secție de gay? Așa mă cheamă, ăsta e numele meu. Permiteți-mi să vă prezint, agent Poponeț.
și îmi plac numai femeile. E, păi atunci să mai expun o dată problema pentru care am venit. Că poate poți să mi-o rezolvi. Dar cine a chemat-o pe Betty, mă? Nu știu, era chemat pe nimeni. Uite să n-ajungi sclavul meu dacă te mint. Nicio! Te pomeni că o fi fost, Chioretă. Că doar nu erai tâmpit să măzgălești și poza ta, cât e măzgălită și a ta. Normal, că eu nu sunt tu. Da, să știi că Chioreta a făcut-o intenționat. Că vrea să ne învrășbească. Ca să nu ne iasă lipeala cu găgicile. Că dacă îi aducem trei femei în casă, asta sigur face bube, că e alergic la femei. Eu zic să ne întâlnim cu găgicile mai repede. Și împreună. Ca să verificăm a cui e mai tare. A mea? Ne, să vedem. Bine. Gagica, idiotule! Ha, gagica. Nu putem aici. Dacă vine cineva... Corect. Hai să mergem într-un loc mai retras. De exemplu, în depozitul cu capturi. Că acolo am văzut eu într-un film că nu intră nimeni decât șeful. Da, dar cheia-i la el? La cine? La șeful. Păi tu cine ești? Păi eu sunt... agent Poponeț. Păi și șeful cine? Solomon, tipul care a fost mai devreme. Păi și tu cum îți permis să pipăi așa o reclamantă? Ieși afară și cheamă pe șef, tu că altfel te reclam. Doamne, vă rog eu frumos să nu faceți asta. Vă rog să nu faceți asta. Bine, convinge pe șef tu să-mi preia cazul și te iert. Hai, ieși afară. Da. Hai pe următorul violet, sigur. Tu i-ai trimis de medicule, ca să mă bage la zdup, să-l mai poți mă întâlnesc cu frumușicaia pe care am agățat-o. Să nu o aduc, Doamne ferește, aceea în casă. Bă, tu ești tra-la-la la cap. Păi dacă froiam să te arestez, te arestam eu, bine mersi. Nu trimiteam pă-pă-pălăia doi, care, apropo, nici măcar nu te-au arestat. Păi m-a arestat că n-a avut de ce, bă. Că le-am arătat cu ce săpun am spălat banii. Și aveam și bol la el. Cu săpun l-ai zis că i-ai spălat? Și-au pus botul? Ce imbecil! Ce imbecil! Bă, mârlane, bă! Bă, eu îmi dau seama în lumina asta nouă că tu nici chiar așa de prost pe cum te arată fața aia. Dar să știi, îți dau un sfat prietenesc. Încetează odată pentru totdeauna cu spălatul banilor. Că fămpălăia doi ori să steie cu ochii pe tine, nu se lasă cu una, cu două. Te filează, ai grijă ce spui. Păi ce vrei, bă, să lași banii așa murdari? Exact, bă, lasă-i așa cum sunt, bă, să și-i spele scalțoane. Tu de ce crezi că te-a pus el pe tine să-i speli? Ca să piși tu, nasol! Sper că nu mă refuzi tu, nu? Mai, doamnă Lavinia! Spune-mi, Lavi! Măi, Lavi, ești mult prea frumoasă ca să te uiți la unul ca mine. Și nici măcar bani nu am. Da, da, eu simt că ai altceva. Măi, Lavi, încetează, nu putem să... Știam eu că nu mă vrei nici tu. Așa am ajuns să nu mă mai vrea nimeni. Ce rost mai are viața asta? Dă-mi pistolul! Stai, mă, fată, că te vreau în neștire! Atunci, dovedește-mi! Acum? Aici? Da. Corect! Nu putem aici, că o să ne vadă aia. Auzi? Da, hai într-un loc mai retras. De exemplu, în depozitul de capturi. Ai cheia de acolo? O am, normal, că sunt șef. Mă duc să iau. Am găsit cheia. Dar mai bine aduc eu personal drogurile decât să fac o copie. Soprano, după ce termin cu tântălău, o să fie leșinat. N-are cum să mă prindă. Sau ai uitat ce pot să fac? Auzi, bă, pupăză, dar ai venit și tu cu o floare măcar, bă, chitră. Stai, mă, întâi să văd cum arată, că poate nu merită cheltuiala. Bă, băiți, dar cine hotărăște care e cea mai frumoasă dintre ele?
un trecător, bă, primul trecător și îl întrebăm care ce-a aflat, că ăla n-are cum să ne mință că n-are niciun interes. Dar ce dracu fac, mă, de nu mai vin? Te pomenești că ne-au tras țeapă. Da, bă, toate trei, una, da, dar toate trei. Dar dacă o fi numai una, bă, dacă o fi numai una și aia nasoală și-a pus mai multe poze pe internet, ca să pună botul mai mulți fraie, să vadă care rămâne. Și noi, ca fraie, ne-am pus botul. Ce faci aici, puișor? Da. Ai venit la întâlnire? Eu? Nu, ei au venit la întâlnire, că uite, ei au flori, eu n-am întâlnire. Ba, ai. Cu mine, pupăză. Cu mine ai întâlnire. Deci tu ești ăla care a pus poze cu femei pe internet ca să-și dea întâlnire. Vagabondule, ordinar. Măi, femeia lui Dumnezeu! După ce când ne-ai transformat vila în casa groazei cu vizitele tale, nu ne lasă să ne întâlnim cu fetele nici măcar pe stradă? Dispar de aici, că le sperii! Vrăjitoare-o! Urâtule! De ce așa, pupăză? Ți-a smuțit dulăi asupra mea? Bine, păi atunci să le tot ce stu-n fie! Păi, stai, 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 bună, fetelor! Terminăm cu panorama asta și nu ocupați de voi! Păi asta e viol! Ajutor! Nu, nu-i viol! Viol! La fantezia asta nu m-am gândit, pupăzie! Îmi place! Ia zi, mergem la mine să o punem în practică? Sau la secție să o transformăm în plângere? Hai zi! Și poneii au constatat că nu pot repara singur căsuța distrusă de vrăjitoarea cea rea. Atunci, doi dintre ei, ăla cu aripi și încă unul, au plecat în căutarea vopselei magice. Auzi, da, mai sunt multe episoade că se face dimineață. Abia ți-am povestit primele 20. Mai ia și tu o pauză și după aia continui cu aberea. Asta cu povestirile după, dacă mai poți. Poți? Încerc, dar știi, eu nu sunt prea experimentat la ce vrei tu. Da, asta trăgeai tu de timp. Stai liniștit că te ajută fata. Câteva minute, ești gata? Wow! Wow! Te simți bine? Bine, e puțin spus. Când ne mai vedem, poneiule? Când vrei tu. Ia, po. Mă duc să văd ce mai e prin secție. Ciao. Ciao. Da, că au apucat să trimită captura la capitală. Dar stai liniștit, că acum mi-am făcut intrarea și o să mă duc zilnic. Și cum apare marfă nouă, al meu e. Adică, a mea e. Scuze. Păi ce vrei, mă, să lași banii așa murdari? Exact, bă! Lasă-i așa cum sunt, bă! Să-și spele scalțoane! Tu de ce crezi că te-a pus el pe tine să-i speli? Ca să piși tu, nasol! Ai curățat? Da, boss, da. Numai haina. Banii mi-a fost frică să-i spăl, că să nu intre la apă și să vă micșore suma. Mă, idiot ești! Boss, da. Nu luați și haina! Vă rog! Chiorete, hai nu rog, te-am ascultat, bă! Am făcut cum ai zis, banii s-au întors la scalzone. E mai negri ca niciodată. Opa! Deci, matale, ești complicele. De-aia n-ai dovesc să-l salți, a? Șeful! Nu, stai aici! Nu mișca!
Nu mișca! Și scoate banii! Murdari, infractor deosebit de mânjit! Nu-i mai am că i-a luat scantone. Atunci spune cum obțineți banii negri. Dă portofelul. Nu l-am luat că era gol. Nici eu n-am. Ia, dar să nu iei ceva din el, mârlane, că te crapă ăștia. Nu iau, șefule, pun. Ia uite. Oh. Ce ai făcut, idiotule? Bani murdar, nu v-a zis? Poza cu poneiul! Poza cu poneiul! Mârlane, spune, la câte grade se spală ca să nu se deterioreze imaginea? Care imagine? Păi dacă n-a băgat toner cât trebuie și dacă e chitră... Chir și chitra nu bagă toner cât trebuie. Da, mă, n-a. Și în realitate cine știe ce betistă e? Ce? Adică urâtă ca a, beti... Ca a? Look into my eyes. Nu mi-a făcut nebunul nicio femeie. Nicio iubită. Bă, e nebună. N-are nimic, că poate. Nu poate nimic. Vreau să spun Mateescu. Mateescu. Nu poate nimic, Mateescu. Ce-i asta, mă? Ce-i mă asta? Ce-i mă asta? De ce el aștepă ce se întâmplă? Să nu faceți asta! Și convinge-l pe șeful să-mi ia cazul, că altfel... Te reclam! Nu putem aici. Nu putem aici. Nu putem aici, gata, pardon. Pardon. Nu mai uite asta cu nu putem aici. Nu putem aici. El e șeful, cel care a fost mai devreme stagent, Poponeț. Păi și șeful cine e? Păi Solomon. Deja mi-ai spus. Dar de ce că-i spusesem, da? Păi da. De ce m-a întrebat? Eu am răspuns cum mi-a venit. Nu mișca! Nu mișca și scoate banii murdari infractori deosebite. Nu mă spune asta nici teama la mine, pe mine, mă! Dracu, mă, să arăt pe ăsta, mă!